Să intru la vecinul, să văd la el cum e treaba, să nu sun, lasă că bat. Hai noroc, vecinea, bă, și ție ți-o veni mărită luna asta. Ce să-mi vină mărită? Ce să-ți vină mărită? Prostata, ce să-ți vină? Factura la electrică, mă, negru pal, cu 38% s-o mărit față de luna trecută, mă, nu se mai satură de bani ăștia, mă. E, mă, nu știu de astea, nevasta se ocupă cu astea. Hai înăuntru să le comparăm. Bă, ce se mai vine înăuntru, mă, că m-au trimis nevasta după cumpărături, trebuie să plătesc factura, trebuie să umplu plasa, mă, nu se mai poate, tăte s-or scumpi, mă, ăștia de la putere, ne suc sângele, mă, ne norocesc, mă. Nu de altă, mă, dam o pălincă de prun. Și trebuie să cumpăr și gogoșar să faceți zacuscă, o să ajungem, fii atent, ascultă ce zic, o să ajungem să luăm credit pentru nevoi personale ca să-ți faci zacuscă. Pălinca e de anul ăsta și am nevoie de un expert sub de gust. 14 lei, ardeiul, capia, de prune bistrițe? Păi hai că pot da o privire. De când au venit ăștia la putere, numai scumpiri păstă scumpiri, mă. Nici o grijă n-au față de popor, față de talpa țării, mă. Să vină odată Vlad Țepeș să-i tragă pătăți în țeapă, mă. Avem ce am votat, Nicule. Poate tu ai votat, eu n-am votat niciodată așa ceva. Eu n-am votat. Eu am fost constrâns să pun pe cineva ștampila, mă. Dar 14 lei un kil de ardei capia, mă. Ce să zic? Ia ce mărgeale face. Acum am bun la... Pome, dar pomele astea, bă, destul, mă, că îl pui cu menis, cum să zice, îl pui, băi, fainei. Fain. Doamne ajută. Scuză-mă că te-am deranjat, Doamne ajută-ne, Doamne. Fost capte bine? O fost, dar mai pune unul, că nu mi-am dat seama. Auzi că se anunță și valul 5, iar ne bagă ăștia în casă. Păi nici în casă nu e rău, acolo stai lângă hazaică, cum e vorba, mai un Netflix, mai ceva. Hai că parcă îmi dau eu seama. Dau eu seama de cum trebuie. La cât ai rupt pălinca asta? La 52 de grade. Nici nu te arde pe grumat și nici nu te doare capul a doua zi. Nu te doare capul. Bă, mine nu mă mai doare capul nici de politicieni, mă. Mai dau un ulei, mai dau o făină. Vai și amar de capul lor. Țin cu dinții de funcție, bă. Dar cineva trebuie să facă politică și în țara asta. Chiar așa, mă, să se scumpească așa tăte? Păi, nu, să scumpească tăte, dar vorba aia. Mai avem ceva la ciora, mai avem la saltea, mai pune un pahar, că... No. Știi tu cum e. Tu într-o viață anterioară ai fost chelner, mă. Pe cuvântul meu. Bă, dacă nu veneam la tine, vedeam numai partea goală a paharului. Noi trebuie să privim partea plină a paharului. Și încă un lucru, să știi de la mine. Să nu faci rău nimănui. Că beau pălincă de zalău și nu fac la nimeni rău. Ai, dar până când, mă, pune că învăța și tu. Eu beau cu prietenii mei ultimul milion de lei. Au, dar până când, mă... Nevastă mea, eu sunt în piață, fii atent, acum am vorbit. Suntem în piață, tu ești piețar. Laudă, alo! Haide, domnule, să vă dăm niște gogoșari buni, avem aici. Mă auzi, Dani, sunt în piață. Mere de care, Ionatania? N-aveți, stricate merele. Nu prea e semnal aici, struguri de Vrancea. Da, 10 lei. Să-i mânci tu cu neamul tău. Mamă, eu scumpătate aici, dar nici nu mai stau. Te-ți trag pielea de pe noi. Pune-o așa, iau jumătate de kil de ardei și vin. Nu scapea. Și eu, dragă, și eu. Pusi. Îți ca acasă. Haideți, vă rog frumos, următorul. N-o să mai pun un pahar. Nu mai stau deloc. Iau pălinca asta cu mine acasă, că nu-s lămurit. O mai iau să mai analizez cât e ceva, să mai văd și apoi îți dau eu rezultatul. Facturile, nu le mai comparăm. Compar eu, că mi-au mai dat un flacon de ăsta și vecinul de la Tri. Și apoi le compar eu și vă dau rezultatul. Doamne ajută, numai bine, rău la nimeni.